Cristian Cioc a fost condamnat la o pedeapsă de 15 ani și 8 luni de închisoare de către instanțele din Pitești. Potrivit codului de procedură penală, ar trebui să execute 3 pe 4 fracția din cei 15 și 8 luni, respectiv 11 ani și 9 luni de închisoare. Desigur că se va scădea din pedeapsa la care a fost condamnat și perioada în care dumnealui a lucrat în penitenciar, pentru că din ceea ce am cunoștință, dumnealui a participat la diferite cursuri, lucrează și atunci se consideră zile câștigate, zile executate. Instanța din Pitești ar trebui să nu-i admită o astfel de cerere de eliberare condiționată, ar trebui să aibă în vedere infracțiunile deosebite grave pentru care a fost condamnat, persoana condamnatului, faptul că acum în penitenciar încearcă, eu spun că aparent, încearcă să aibă un comportament astfel încât să conducă comisia din penitenciar și respectiv instanța, că practic dumnealui, că scopul pedepsei a fost atins doar prin executarea acestei fracții, spun eu că practic nu este un comportament real, este un comportament conformist, normal, cum ar fi trebuit să-l aibă în penitenciar, iar instanța nu ar trebui să-i admită o astfel de cerere. Și așa pedeapsa aplicată este una mică. Ar trebui să execute întreaga pedeapsă și nu să îi se admită o astfel de cerere de eliberare condiționată. Dumnealui nu a achitat nici despăgubirile civile, nici pentru copil și nici pentru familia Ghinescu, despăgubiri la care a fost obligat prin sentința prin care a fost condamnat. Familia Elodiei ce spune despre faptul că el ar putea fi eliberat? Sigur că nu au părere bună, pentru că mama Elodiei spune că pe Elodia nu o mai duce nimeni, fiica este moartă, nici măcar n-a spus ce a făcut cu corpul Elodiei, da? Pentru că are un mormânt gol, da? Pentru că nu, Cristian Cioacă nu a vrut să spună ce a făcut cu corpul Elodiei, astfel încât să poată să beneficieze și ea de o mormântare creștinească, să fie acolo acel mormânt la care copilul va putea să vină să-i aprindă o lumânare, să-i pună o floare, să se roage acolo la mormânt, nici măcar de acest lucru nu va putea să beneficieze. Cu atât mai mult și cu aceste lucruri, instanța n-ar trebui să admită cererea de eliberare condiționată.